Whoa. Yeah, l-ai prins bine? Da. Oh, știi de ce mi-am amintit cu soarele astea? Cred că... La un moment dat se învârtește. Ții minte, da, ții minte tornadele astea și că vine după noi și ții minte ceea de genul că pe aici e prima dată când... Când te-ai întâlnit tu cu Erdin, ai vorbit, de fapt. Oh, da, pe acum era cu Erdin. Sau era cu Andra. Nu, era cu Erdin, parcă. Oricum, nu contează, dar când am filmat, a fost prima dată când ai vorbit tu cu Erdin. Da. Și am întrebat ceva de genul, cine-i Mihai ăsta? De fapt, o să... O să faci un... O să caut episodul, o să îi cer lui Erdin, o să întreb lui Erdin, dar... Fuck! O să-l întreb pe Erdin dacă mă lasă să pun partea în care vorbește și el, deși deja e pe YouTube, deci chiar nu mai contează. Dar cine e? Cine e Mini Mihai? Sunt de la C. Mai specific? Are la fel de mult cancer ca și noi. Da. Ah. E parte din club. Da. Clubul autiștilor? Ok. Mihai, înregistrează ce facem acum. Serios? Da. Nu mi-am făcut părul. Aha! Stai, tu ești tipul ăla cu ochelari și părul mai lung așa? Da. Aaa, gata, știu ce ești. Și-am intrat azi peste voi în ora de engleză. Unde sunt? Dacă mă lasă, o să fie. Dacă păi, nu mă lasă... Dacă nu mă lasă să pun partea aia în care am filmat, o să scrie pe ecran. Mihai, ce să scrie pe ecran? De fapt, tot o să o pui. O să fie scris pe ecran... Ascult. O să dea cu broiaj. O să pui o reclamă din nou. Nu. Te rog, pune o publicitate. Efectiv, highlight-ul canalului nostru. O să scrie Touch Drag, Erdin. Come on! Wow, iar... Cine te crezi? Eu sau testoasa aia? Sonic. Ah. Da, și el. Tu de ce nu te crezi Sonic? What the fuck? M-am crezut destul timp. Urăsc tornada asta. Da. E doar aici să-ți dea bambuză. Să te învârtă. M-am încordat cu un ultimul hal. Bine că nu te-ai și boșit. Ha 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 ha! Ah. No! 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 Steaua! Wow! Sus răsare! Cum va fac experiența asta și mai oribilă decât e? Yo, motherfucker, let me tell you a tale. Nu știu de ce am zis asta. Mă rog. Am început să mă doară dinții. Înainte să filmăm, am fost la dentist. De ce te... Mihai, fucking ce retard. Cum scăpăm de aici? Nu știu, dar vreau să... Lasă-mă să câștig. Wow, Andy sunt de două ori. Da, este adevăr. Cum câștigi? Ai câștigat, Mihai. Uite, M de la Mihai și L de la... Loser. Landy. Landy. Cuvântul pentru luni în franceză, nu știu la ce te gândeai.
Bineînțeles că la asta mă referam. Te referi la luni? De ce te referi la luni? Pentru că e landi. E vineri. Ce? Azi e vineri. Nu, dar landi e luni. Da. Dar azi e vineri. Se dă la tineri? Da, luni, se dă la... Luni e de dat la prun. Marți e de dat la... Nimeni nu știe că nimic nu mi-e... Jesus fucking Christ, m-am săturat de chestia asta, nu înțeleg de ce nu pot să joc ca lumea. Andy, vrei să ne oprim să continuăm mâine? Nu! De ce? Lasă-mă în pace! Nu sunt mama ta sau ce? Dacă mor și tu de încă 3 ori, dăm restart? Nu. Ne oprim? Nu. Te rog, oprește. Nu. Andy, mă doare. Vreau să se oprească. Make it stop. Andy, știu că vrei să o faci să se oprească. Andy, știu că ești în depresie în momentul de față. Stai, cumva noi acum facem mai multe episoade ca să nu punem chestia cu Wheel of Fortune? Nu. Ok. Te rog, doar lasă-mă să termin nivelul. L-ai terminat. Steaua! Nu. Totul ce-i pe lume are un rost anume. Mărune dă merele, părune dă perele, norii ne dau ploaia, fluturii... Ăsta e un cântec pe care l-am învățat în clasa 1, că vrea să vadă cine poate să cânte și cine nu. Și învățătoarea a fost o fucking asshole cu chestia asta, cu cântecul ăsta, când ne-a pus să cântăm. De ce? Pentru că i-a jignit pe cei care nu știau să cânte. Nu a zis doar nu știi să cânti, nu știu, a zis ceva urât. Încă țin minte când am cântat asta și mi-a zis ceva urât și am fost ofensat. Toată ziua. Ce? Ce ți-a zis? Nu mai știu, doar ce-am zis că nu mai știu. Da, dar spune un relativ. Gândește-te, caută-mi puțul gândirii ce ți-a zis. Caută-mi puța gândirii. Nu, nu se merită, Andy. O să o iei și o să o pierzi. Ce vreau să zic? O altă poveste, ca să compenseze pentru asta. Când am fost la Mircea, am nimerit un profesor de muzică care era cântăreț de operă sau ceva și mi s-a părut ok, era bătrân și părea așa de treabă, știi? Să poți discuta cu el. Dar ce s-a întâmplat? Dar într-o zi a început să urle ca un nebun. What? Și da, că... Era gălăgie sau ceva, deși nu era mare gălăgie și atunci am realizat, wow, tipul ăsta, ceva nu e ok în legătură cu el. Hei, Andy, ghiște. Și a vrut să ia mai multă lume pentru cor și ne-a pus să cântăm și, nu știu, mă simt cringy dacă cineva mă pune să cânt în fața unui colectiv. Și, în plus, nu vreau să fiu în corul lui, așa că am cântat intenționat cel mai prost. Știi că... Până la urmă pot să manipulez vocea într-un fel în care să sune cât de cât bine, cu un falseto, când. Stai, să sune cât de cât bine? Da, să sune ok. De ce ai vrut să sune ok? Nu, n-am vrut. Asta e chestia. Ah. Am cântat cât de prost am putut. Oh.
Andy, Și... fost să oprească, dar spune, termină-ți povestea. Da, se termină povestea și termin. N-am. ok, deci, într-o zi, vrea să ne pună notă pe un proiect și pe cântat un cântec. Reținut Steaua Sus Răsare pe note. Ce încă țin minte, pentru că m-am chinuit să rețin, adică să cânti relala, solala, relala, solala, și da, astea sunt notele reale. Pot să-l cânt acum pentru tine și să pun o chestie care verifică faptul că e accurate ce zic. E relala, solala, relala, solala, sol, 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 fa, la, sol, fa, mi, fa, re, mi, fa, sol, la, sol, mi, fa, re, re. E exact așa. Și pe lângă asta, deci am zis de proiect. Și am scris despre Chopin. Și aparent Chopin are un cântec care are același nume ca un cântec al lui Beethoven, nu mai știu care era. Mă rog, deci chestia e că am fost bolnav, foarte bolnav, și n-am putut să merg la școală. Și până la urmă mama a reușit să dea de numărul lui și să a vrut el neapărat să vin într-o zi la școală să îmi dea notă, știi? Că zicea că nu mă trece clasa, altfel, la muzică. Așa. Ne-am dus la școală, la ora și ziua în care am programat, așa fiind bolnav, și da, nu era la școală. Și așa ce? Că am programat pentru altă zi, până la urmă era acolo. Am cântat, am zis pe de rost, m-a pus să zic proiectul, știi? Că nu puteai să-l citești, trebuia să-l reții. Și l-am învățat. Ai ce proiect? Că ai zis doar de... De Chopin. Chopin. Da. L-am spus frumos, am ajuns la partea cu, cu melodia care are aceeași nume ca o melodia lui Beethoven. Și a început să se ia de mine. Cum să zice... prostia asta. Tu nu știi nimic, bla bla bla. Eu stăteam acolo și mă gândeam ce am făcut greșit. Adică e ok ce am zis. Se duce la mama mai în față să nu aud eu și spune îl trec doar pentru că sunteți profesoară. Oh. Wow. Ce cadurât. E așa stupid. Da, e foarte stupid. În episodul următor. Nu! Nu! Make it stop!